Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și voi fi moderatorul acestui webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Ne bucurăm să avem alături de noi în comunitate peste 2300 de organizații înscrise în program și validate. În 2015 am pornit proiectul Școala Digitală pentru ONG-uri, ONG Online, cu sprijinul Fondului ONG în România. Pe site-ul ongonline.texu.ro găsiți toate materialele și resursele din prima ediție. Pentru că v-a fost de folos, continuăm și anul acesta și mai departe Școala Digitală. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, cursanții au primit și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a completa această experiență de învățare. Acesta este penultimul webinar înainte de o scurtă vacanță a școlii digitale. Ca orice școală, Școala Digitală pentru ONG-uri intră în vacanță de vară până la începerea anului școlar următor, în septembrie. În vacanță vom împărți diplome pentru cei mai muncitori și activi cursanți și vom face publice toate înregistrările webinarilor create în această ediție. După ce am aflat de la voi că doriți să aflați cum să editați, prelucrați conținut video, dar și cum să-l promovați pe rețele sociale, l-am invitat astăzi pe Denis Murărescu de la Google România să ne povestească despre bune practici pentru a obține vizibilitate pe cea mai mare platformă de conținut video din lume, YouTube. O scurtă paranteză. Prin programul YouTube Non-Profit Program, inclus în programul Google for Non-Profits, organizațiile înscrise în programul TechSoup și eligibile au acces la o versiune de YouTube gratuită și îmbunătățită numai pentru organizații non-profit. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Puteți adresa întrebările pe chat din dreapta ecranului, iar noi le vom citi pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Denis, când vrei, poți începe. Ok, super. Sper că mă aude toată lumea. Bună seara! Mulțumesc, Ana, pentru prezentare. Suntem aici pentru 10 tipsuri ușor de implementat pentru a obține vizibilitate pe YouTube. Și acum am și prezentarea. Câteva cuvinte despre mine. În primul rând, eu sunt Denis Murărescu. Momentan sunt student în anul întâi la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, specializarea publicitate. Am fost voluntar timp de 2 ani într-o organizație pentru studenți care se ocupă de educație pe nume Voluntari pentru Idei și Proiecte România. Iar începând de acum 2 luni aproximativ, sunt oficial Googler într-un program de internship la nivel global și fac parte din echipa de suport pentru clienții de retail, e-commerce și travel pe platforma de AdWords. Super! Cum am spus și astăzi, suntem la un training despre YouTube. Bănuiesc că toată lumea știe ce este YouTube, cu ce se ocupă. O să vă dau câteva date despre YouTube în primul rând și v-am pus și pe față aici misiunea YouTube. Misiunea YouTube este să dea fiecărui persoane din lumea asta o voce și să le arătăm lumii. Cât de mare este YouTube mai exact? Cât de facts and figures? Avem în primul rând numărul de utilizatori. YouTube are peste 1 miliard de utilizatori la nivel global, adică aproape o treime din toți oamenii de pe internet. La nivel de content, 400 de ore de video sunt încărcate pe YouTube în fiecare minut. Deci vă puteți da seama cam câte ore de video se încarcă și cum nu ne-ar fi nouă posibil ca oameni să le urmărim pe toate în același timp. La nivel de creatori, sunt peste 1000 de canale care ating în fiecare zi 1000 de abonați,
Deci asta arată că și cei care încep destul de târziu toată chestia asta cu YouTube-ul și care vor să se afirme, au șansa să atingă un număr destul de mare de abonați. Și la nivel de creștere pentru cei puțin mai măricei, numărul de canale care au atins 1 milion de abonați a crescut cu 75% în ultimele 12 luni. Cum am gândit eu să organizez webinarul acesta? M-am axat pe 3 piloni. Partea de vizibilitate, care are 2-3 tipsuri pe zona aia, partea de acționabilitate, sau putem să-i spunem interactivitate cu platforma YouTube, și partea de content, care cumva cuprinde și sfaturi de organizarea contentului și sfaturi de marketing în general, dar o să vedeți mai multe în următoarele slide-uri. Asta este și prima întrebare. De ce e important să avem abonați pe YouTube? 1. Abonații consumă mai mult content decât neabonații. 2. Formează o comunitate cu care putem interacționa și colabora. 3. Sunt brand ambassadors pentru canalul nostru și share-uiesc din contentul nostru. Sau 4. Toate variantele de răspuns sunt valabile. Mai așteptăm câteva secunde până votează toți. Ok, super. Este o întrebare așa mai de început ca să punem, ca să trezim pe toată lumea. Ok. Văd că majoritatea din voi ați răspuns că da, într-adevăr, toate variantele de răspuns sunt valabile. Este răspunsul corect. Într-adevăr, abonații consumă mai mult content decât neabonații, însă ei formează în același timp și o comunitate cu care putem interacționa și colabora și văd că asta a fost votată și într-un mod destul de mare. Și da, într-adevăr, sunt brand ambassador și share-uiesc din contentul nostru, sunt cei care în mod constant spun despre ceea ce facem noi ca organizații și în cele din urmă ne oferă promovare fără să le cerem noi în principiu. Ok? If I can go back to my presentation. Super. Și hai să începem cu tipsurile și tricurile. Prima parte de vizibilitate, cum devenim mai ușor de găsit pe YouTube. Și avem tip number one, titlul și descrierea videoclipului. M-am gândit să le ambalez pe amândouă în același pachetel pentru că sunt destul de basic. Și ce o să aflăm mai în următoarele slide-uri este cum captăm atenția cu un titlu unic și concis și mai exact ce rol îndeplinește descrierea videoclipului nostru. În primul rând, m-am gândit să organizez cumva slide-urile pe celebra deja structură Why How What, însă puțin inversată, ca să ne dăm seama în primul rând de ce e important să facem acest lucru, ce se întâmplă mai exact și cum se întâmplă lucrul ăsta mai exact. Și pentru fiecare din slide-uri am adăugat și câteva imagini ca să ne putem da seama despre ce vorbim. În partea de What, titlul videoclipului trebuie să fie în primul rând unic, concis și să atragă atenția. Pentru asta trebuie să facem ușor de citit și să se potrivească în primul rând cu thumbnail-ul videoclipului, după cum puteți observa și din imaginile pe care vi le-am atașat. Acesta trebuie să conțină în același timp până la 45 de caractere, pentru că YouTube are nevoie de titlu ca noi să putem fi capabili să descoperim în bara de search videoclipul atunci când căutăm ceva. Trebuie să includă brandul sau numele seriei în titlu. De exemplu, dacă, hai să zicem exemplu ONG-ului meu, da, Voluntar pentru Idei și Proiecte, dacă setează o nouă serie de mini-interviuri, să zic, o să zică seria de mini-interviuri încă din titlu ca să ne putem da seama la ce ne uităm. Și cum a zis și aici, trebuie să identificăm tipul de content. Da, sunt ce tip de filmulețe? Sunt filmulețe de tip how-to, tutorial de make-up, I don't know. What, de daily vloguri și așa mai departe. De ce facem toate astea? Din nou, cum v-am spus, videoclipul trebuie să fie ușor de descoperit atunci când căutăm pe YouTube și cu cât timp titlul este mai optimizat, cu atât va apărea mai sus în rezultate. Din câte am înțeles, oricum o să primiți prezentarea după ce se susține webinarul, așa că la partea de how, la majoritate am pus link-ul care vă trimite exact către pagina de suport a YouTube ca să puteți să vedeți pas cu pas cum se schimbă această setare. Și trecem și la partea de descriere a videoclipului și ne uităm puțin cum arată un template standard de descriere, însă nu e neapărat cel mai bun, dar e foarte testat și a dat rezultate.
În primul și în primul rând trebuie să fie o descriere scurtă și cea mai importantă chestie este să răspundă la întrebarea la ce mă uit. Dacă înțelegem la ce ne uităm încă din descriere, nu vom fi nevoiți să punem întrebări, să dăm comentarii aiurea pentru că nu am înțeles scopul. Sau cine știe să plecăm de pe video. Putem insera până și o întrebare în descriere pentru a încuraja interacțiunea cu publicul și aici hai să dau un exemplu cum vi s-a părut videoclipul acesta sau ce ați vrea să urmăriți în următoarea perioadă. Sunt genul de întrebări pe care le punem în general în descriere, se pot fi puse și, și într-un comentariu care apare ca pinned. Avem partea de link-uri importante sau direcții pentru următorii pași. De exemplu, dacă le vorbim despre un produs sau despre un program de al nostru și vrem ca ei după aceea să se înscrie, putem introduce linkul către pagina de înscriere la acel program, dar trebuie să ținem minte că trebuie scurtat linkul și să nu lăsăm nu știu ce kilometri de link acolo și sunt niște tool-uri foarte ușoare provided by Google prin care facem short-urile-uri și le introducem pur și simplu în descriere. Și mai avem partea de afișează mai mult, nu știu, orice lucru care poate fi inclus, poate un set standard de link-uri către paginile de social media, pentru că e important să facem cross-promoting pe toate canalele noastre disponibile. Ca exemplu, nu știu, dă-ne like pe Facebook, abonează-te, urmărește-ne pe Twitter, pe Instagram și așa mai departe. De ce facem toate chestiile astea? În primul rând e important să avem o discuție directă și imediată cu brandul nostru și cu publicul nostru. Pentru că asta ne oferă nouă parte de credibilitate și loialitate din partea lor. Din nou, v-am atașat și partea de cum să faceți acest lucru printr-un link la Help Center-ul de la YouTube. Super! Și trecem la tip number 2. Pregătește un thumbnail atractiv. Thumbnail-ul este acea fotografie care apare până să intri în videoclip și care de multe ori este un fel de clickbait pentru că ceva vezi și alta e de fapt în videoclip. Nu o să facem lucrul ăsta. Însă și vorba aia spune că o poză face cât 1000 de cuvinte și asta mai ales pe YouTube. Cum arată practic un thumbnail care atrage click-uri și ce includem în el? Am atașat câteva exemple de thumbnail-uri și aici. În primul și în primul rând, pentru thumbnail-ul videoclipului trebuie folosit o imagine unică care atrage click-uri și care descrie cu acuratețe subiectul videoclipului. Da? Deci nu trebuie să generăm în niciun caz confuzie. Trebuie să știm foarte clar cum ieși din titlu și de aici și corelația dintre cele două, la ce urmează să ne uităm. Și în cazul în care avem o strategie de brand destul de puternică și destul de stabilită, putem să fim consistenți cu brandingul pentru fiecare video, da? Sau depinde de serie. Dacă avem o serie care are un anumit brand în spate, și hai să dau exemplul lui Mikey H cu doza de H, da? Aproape în fiecare videoclip de-a lui și mai ales în ultima perioadă, o să vedem exact același tip de thumbnail, cu mici modificări, depinde de tema zilei, în care ne dăm seama încă din primele milisecunde de când ne-am uitat peste el că este vorba de doza de hash. Da? Și asta ține foarte mult de stilul grafic al thumbnail-ului și care trebuie, din nou, ușor de identificat și de reținut. Și aici am atașat și un mic insight la nivel de ce ar trebui să facem lucrul ăsta. Thumbnail-uri customizate apar pe 90% din cele mai vizualizate videoclipuri de pe YouTube. Da? Și tot ce v-am spus până acum poate fi modificat din nou din Help Center de acolo. Încă un small tip pentru voi, trebuie încărcate imagini la rezoluție maximă pentru că nu știu niciodată pe ce fel de ecran o să ne afișeze acest thumbnail. Da? Mobile-ul crește din ce în ce mai mult pe zi ce trece. În momentul de față sunt chiar și televizoare smart care pot rula thumbnail-uri la nivel mare și atunci dacă nu ai un thumbnail destul de bun o să se vadă cioppy și nu o să pară profesionist. Da, deci să ținem minte să încărcăm imaginile la rezoluție maximă. Și trecem la tip number 3, adică organizează canalul. Cum aducem content important în fața următorilor abonați și cum organizăm videourile pentru a putea fi ușor descoperite. După cum știți și voi, canalul de YouTube este locul de unde pleacă toate videoclipurile noastre. Este ca un newsfeed de Facebook în care noi îl construim în așa fel încât să arătăm toate părțile bune ale ONG-ului nostru. Și avem partea de Home Tab și Sections. Home Tab-ul apare în mod diferit dacă ești abonat sau dacă nu ai fost încă abonat la acest canal. Și pentru cei care nu s-au abonat încă, avem opțiunea de a seta un trailer al canalului, care este văzut doar de către aceștia, în care este important să punem fie ultimul videoclip postat de noi, fie un videoclip care înglobează, ca să zic așa, misiunea, viziunea, ce face ONG-ul nostru mai exact și cu ce se ocupă,
ca omul ăla să știe pe ce pagina a aterizat, să știe care e următorul pas. Mă abonez, mă uit la mai multe, plec afară sau îmi văd de treabă. Și din nou apare și partea de sections, în care ne putem pune în față, pe prima pagina a canalului, contentul nostru cel mai relevant și care considerăm noi că vine în ajutorul explicării a ceea ce face organizația noastră. Da, și cum facem asta, trebuie să creăm secțiuni pentru a ajuta la descoperirea contentului și din nou activăm un trailer de canal pentru a vedea cel mai recent content sau cel mai bun content pentru brandul nostru. Și avem și zona de playlists, care se vede nu doar din home tab, ci și din minibarul ăla de sus de la playlists. Thumbnail-urile pentru playlist din nou acționează ca și cele pentru video. Dacă avem o serie de interviuri sau o serie de how-to's sau o serie de videoclipuri destinate unui proiect, trebuie să le branduim într-un anumit mod și să le includem pe toate videourile alea într-un playlist din nou branduit cu același stil grafic. Și playlisturile, din nou, cum am spus, sunt organizate în jurul unor categorii alese pentru precum produs, activitate, serie, depinde foarte mult și de specificul organizației. Astfel, contentul devine mult mai ușor de descoperit atât pe canal, cât și rezultatele căutărilor, pentru că, după cum știți, probabil în bara de search, dacă scriem un anumit lucru sau, de exemplu, dacă scriem o anumită piesă, e foarte posibil ca la a șasea sau a șaptea rezultat să apară un playlist. De aceea și playlistele sunt descoperibile în platforma de YouTube. Și din nou, Help Center e acolo ca să ne ajute să schimbăm aceste playlisturi. Acum trecem în partea de acționabilitate sau interactivitate, cum putem să-i mai spunem. Și aici ține foarte mult de cum direcționăm publicul să facă efectiv o acțiune și nu doar să vadă videoclipurile noastre. Și avem în prima fază cards, care sunt o adiție destul de nouă la YouTube și pe care nu toată lumea a descoperit-o, însă care ne ajută foarte mult să le permitem oamenilor să iau o acțiune pragmatică și reală către pagina noastră. Și deci, cum facem videourile să fie interactive și care e următorul pas în traseul publicului nostru și cum îl oferim? De ce cards? În primul și în primul rând, sunt într-un format intuitiv și ușor de utilizat, după cum vedeți și din screenshot-urile astea. Sunt capabile de afișaj pe mai multe tipuri de ecrane, de la mobile până la televizoare, cum v-am spus și lor, și le permite brandurilor să facă video foarte acționabil, da? Și să urmărească o conversie pe care el o consideră relevantă pentru el și o să vorbim imediat și de ce tipuri de conversii puteți folosi. Și din nou, sunt mai multe tipuri de card în funcție de ceea ce vrem să facă. Asta e o strategie de marketing, trebuie să-l conducem pe utilizatorul care a ajuns pe videoclipul nostru prin următoarea pâlnie de marketing, chiar dacă nu e neapărat scopul nostru. Adică, ok, am văzut videoclipul, ce urmează? Să mă abonez, să intru pe pagina ta de socializare sau să intru pe website-ul tău, să îți cumpăr nu știu ce program sau produs, depinde foarte mult de ceea ce vrem noi. Câteva exemple din astea ar fi, cum am spus, află mai multe, vizionează, înscrie-te pe site și așa mai departe. Astea sunt tipurile de cards și avem cel mai des folosit și din câte am văzut și eu, e parte de associated website, adică trimitere pur și simplu la site-ul nostru sau la anumite pagini din site-ul nostru și cu acest card, care apare ca un I în partea din dreapta sus a ecranului la absolut toate videoclipurile, dacă îl atingem, se extinde și ne trimite utilizatorii pur și simplu către site-ul nostru. Și aici vom atașa câte un exemplu din aproape fiecare card pentru branduri diferite, dar majoritatea o să fie Google. Și puteți vedea și voi în timp real cum acționează acest buton. Mai apoi urmează partea de merchandise. Asta este folosit în cazul în care avem o aplicație pe care vrem să o downloadeze sau un anumit produs pe care vrem să-l cumpere. Și pentru asta punem un card și trimite direct la procesul de cumpărare sau descărcare a aplicației. Mai avem parte de playlist video card, în care trimitem link către un video anume, fie că e al nostru, fie că e al altui canal de YouTube cu care probabil colaborăm și o să ajungem și la partea de colaborare cu alte canale, fie trimitem către un playlist, care, de exemplu, înglobează, ca să zic așa, mai multe teme care probabil au fost discutate în cadrul videoclipului de față. Avem channel cards care fac trimitere, după cum spune și numele, la canalul unui YouTuber sau poate chiar un canal afiliat nouă, dacă avem mai multe branduri sub aceeași egidă.
Și avem poll card, care mi se pare cel mai interesant, în care efectiv pui o întrebare și publicul are până la 5 opțiuni de vot și se votează în timp real și ție o să primești în feed-ul tău de YouTube răspunsul la întrebarea pe videoclip și cam care a fost ponderea lor. Încă un card care merită menționat și e foarte util pentru noi, dar din păcate nu există încă în România, este cardul de donații, în care îi permiți utilizatorului să deschidă, să extindă cardul ăla și să acceseze una din mai multe opțiuni de donație. Hai să zicem $2, 5, 10, 20, etc. Ne setăm noi numerele astea. Și donația aia se linkuiește, cum v-am spus, cu un cont de AdWords, se linkuiește cu un card anume și așa primim donații pentru ONG-ul nostru, direct din YouTube. Momentan sunt cam 30 și ceva de țări care au disponibil acest feature, însă România e în plan, nu știu, hai să zic în următorul an, poate puțin mai mult, dar o să vedem. Avem și tip number 5, Endscreen și Brand and Watermark. Endscreen-urile sunt tot un fel de carduri, însă după cum le spun numele, o să apară pe la finalul videoclipului, dar hai să trecem și prin ele ca să vedem exact ce se fac. Cum v-am zis, astea apar în ultimele secunde ale videoclipului, de la 5 până la 20 de secunde, însă, din nou, un prerecuzit la videoclipul vostru este să aibă mai mult de 25 de secunde ca să puteți include aceste căsuțe la finalul videoclipului. Și poți adăuga până la 4 elemente, ca să promovezi, cum am zis, canalul, conținutul sau website-ul. De ce facem toată chestia asta? În primul rând, sporești engagement-ul și îi lași cu o ultimă impresie după ce au văzut videoclipul, de a zice, băi, eu ce urmează să fac acum? Urmează să mă abonez? Ok, am văzut tot ce a spus omul ăsta, poate m-ar interesa să văd și ce programe are sau cu ce se ocupă pe site sau pe alte canale. Și avem partea de conectare și tot traficul din zona de YouTube putem să-l transmitem altfel spre site-ul nostru. Avem partea de abonare pentru că există un card care ne permite să punem efectiv butonul de subscribe și el să facă conversia și să devină abonat pe canalul nostru sau să promovăm alte canale relevante cu care ne-am gândit noi să colaborăm sau, din nou, cum v-am zis, canale pe care probabil le deținem chiar noi. V-am atașat și câteva branduri Google care folosesc Endscreens la un nivel destul de bunișor și sunt niște best practice foarte, foarte ok de urmărit. Și avem și Help Center acolo ca să ne ajute să modificăm chestia de față. Sunt tipurile de Endscreens, cum v-am zis, video sau playlist. Sunt Endscreen-ul de abonare, Endscreen-ul pentru site-uri aprobate și Endscreen-ul pentru canal. Și așa arată cam toate. Din nou, asta nu trebuie extinse, apar pur și simplu dacă trecem cu mouse-ul pe deasupra lor. De exemplu, butonul de subscribe este un pătrat la început, iar când trecem cu butonul deasupra lui, apare poza completă, butonul de subscribe, numărul și o mică descriere a canalului nostru. Exact aceeași pe care am pus-o și la homepage. Și acum trecem la întrebarea a doua. Să vedem dacă ați fost atenți, ce trebuie să includem în descrierea videoclipului. Și avem aici un link lung în care să trimitem către alt video. 2. O poveste despre cum s-a desfășurat filmarea videoclipului. 3. O descriere care să răspundă la întrebarea la ce mă uit mai exact. Și 4. O glumă scurtă care să scoată un zâmbet, nu știu, din partea participanților la videoclip, ca să mai anime situația. Și o să așteptăm și votul vostru și îl discutăm după aia. Yep. Toată lumea a răspuns corect. Într-adevăr, este răspunsul la treilea. Este o descriere care să răspundă la întrebarea la ce mă uit. Din nou, este foarte important să nu creăm confuzie în rândul celor care ne vizualizează videoclipurile și să-i putem conduce mai departe pe traseul de abonare sau cine știe de subscription și așa mai departe. Good. Trecem la pilonul final, ca să zic așa, care include, cum am zis, mai mulți sfaturi de cum să ne organizăm contentul, mai puține detalii tehnice și mai multe chestii de inspirație sau framework-uri care pot fi aplicate destul de ușor pentru canalele noastre și adaptate la nevoile noastre. Și sunt câteva sfaturi, practic, pentru a livra lucru potrivit la momentul potrivit pentru oamenii potriviți.
Great. Tip number 6. Planifică-ți contentul. Și aici vorbim în primul rând de care este mixul ideal de content pentru canalul nostru, cum ne folosim de împrejurări pentru a obține vizibilitate și conversii. O să fie un fel de tip and trick mai ca o mini-lecție, ca să zic așa, pentru că e destul de mult de discutat pe tema asta, de planificare. Însă, ceea ce am descoperit noi este că un framework destul de ok pentru planificarea contentului, mai ales de video marketing, este Hero Hub Hygiene, care poate fi găsit sub alte cuvinte în alte strategii de marketing. Însă, în principiu, acesta este făcut și explicat pentru campanie de video marketing. Și avem primul pas, care este Hero. Și aici este efectiv pe partea de cum ne organizăm noi contentul și cum îl clasificăm și mai ales cum îl livrăm. Contentul de tip Hero este content la scară mare, centrat pe evenimente mari sau lansări de produse ale organizației, care atrage foarte, foarte mulți vizualizatori, vizitatori și are foarte mari șanse să devină chiar și viral. Și din nou, pentru că are șanse mari să devină viral, este genul de videoclip care este disruptiv, da? Care nu s-a mai întâlnit până acum. E engaging, stănește o grămadă de comentarii și reacții atât pe YouTube cât și pe social media și pe toate canalele disponibile. Este entertaining, poate fi și șocant și foarte amuzant. Dar în cele din urmă, el trebuie să fie inspirațional. Cam asta ar fi importanța, mai ales dacă ne gândim la ideea de ONG-uri care fac un bine bun. Și scopul principal al contentului de tip Hero, care este cel mai important, este să atragă brand awareness-ul, să-l crească. Da? Să știe toată lumea ce se întâmplă cu brandul nostru, cine suntem noi mai exact, da? Și apelează astfel la o audiență foarte mare, atrage un număr enorm de vizualizări și astfel, dacă videoclipul este interesant, promovează share-uirea lui, cum v-am spus, pe paginile de social media și strânește reacții. În mod general, organizațiile nu lansează mai mult de 1-2 hero videos pe an, pentru că producția acestora și gândirea lor necesită destul de multe resurse, bani, timp și așa mai departe. Dar, în principiu, nu doar ăsta este motivul, un genul ăsta de videoclipuri are un impact atât de mare, încât nu e nevoie să-i facem refresh, să-l recontinuăm și e destul o dată de două ori să-l postăm. Un exemplu foarte bun pentru asta este săritura lui Felix de la Red Bull, când a sărit din stratosferă. E genul de videoclip pe care Red Bull l-a făcut, i-a fost singurul de genul pe anul acela și care încă continuă prin glumele făcute pe internet, prin reacții, prin hashtag-uri și așa mai departe, să fie încă relevant. Și acesta este tipul de hero content pe care o să vedem care este mai exact relația lui în comparație cu celelalte două tipuri. Și trecem la hub content. De ce hub? Aici ne gândim în primul rând la casă sau la locul în care se adună lucrurile. La asta e și definiția hub-ului cumva. Pe canalul nostru avem o anumită audiență care are anumite interese și dorințe, ca să zic așa. Și contentul de tip hub satisface aceste dorințe. Deci nu este neapărat un content care devine viral peste noapte, care este extraordinar de share-uit, este fix contentul pe care și-l doresc cei care ne-au vizitat cumva deja pagina și care sunt abonați și foarte brand ambassador, ca să zic așa, și care își exprimă dorința de a vedea anumite chestii. Un exemplu pe chestia asta ar fi o serie de vloguri pe care lumea le urmărește în mod regulat. Da? Și de-aia e important să punem acest content la intervale regulate și predictibile mai ales, ca să poată utilizatorii să revină ori de câte ori își dau seama că urmează să postăm câte ceva. Și aici ne dăm ușor seama ce vor dacă ne uităm la ceea ce a făcut trafic în primul rând și din comentarii, da, din reacțiile lor. Mi-a plăcut tipul ăsta de content, dar vreau să văd mai multe cu nu știu cine. Și ca să dăm un exemplu, Team Red, White and Blue sunt organizații din America care ajută veteranii de război să ducă o viață normală după ce au revenit de pe teatrele de conflict. De exemplu, și au ei o serie care se cheamă Real Stories, care este foarte apreciată în rândul veteranilor, în care iau oameni, în care iau veterani care au fost pe diferite teatre și le spune povestea lor. Reală și cât de uman posibilă, este destul de emoționant contentul ăla,
dar din nou și-au dat seama că este dorit și îl livrează la un interval regulat și predictibil, astfel încât să satisfacă nevoia asta de a vedea poveștile altor oameni și ca acei oameni să-și dea seama că nu sunt singuri în situația, în situația în care se află. După care trecem la contentul de tip hygiene, care este livrat aproape zilnic sau, dacă nu zilnic, într-un mod foarte frecvent și este făcut special pentru căutările grupului nostru țintă. Acum știu că unui ONG este destul de greu să livreze zilnic content cât mai relevant, însă ideea pe care trebuie să o păstrăm noi legat de hygiene content este că vine mai mult în ajutorul, în ajutorul celor care au nevoie de o chestie anume sau care ne cunosc canalul și, de exemplu, scriu workshop pe nu știu ce. Dacă postez destul de des workshop-uri, e posibil ca el să nimerească pe ăla, dar nu își dorește neapărat un workshop. Efectiv, a căutat pe YouTube, după care a găsit workshop-ul nostru. Și rolul lui este să atragă în același timp vizitatori noi, în zona de search engines mai ales, pentru că dacă scriem și pe Google training sau how to build a table, de exemplu, o să apară și videoclipul nostru acolo, dacă deține cuvintele astea cheie în titlu sau în descriere. Și din nou, cum am zis, este content de igienă, este menit în același timp să nu lase canalul să moară, da? Să nu lase să aibă o perioadă de inactivitate în care nimeni nu știe ce se întâmplă, nu știm exact ce să postăm și lucrurile astea ne scade din abonați și în cele din urmă din vizibilitate și vizualizări. Da, deci trebuie urmărit foarte atent cum și ce punem mai exact în contentul de tip hygiene. Și care ar fi planificarea overall a celor trei tipuri de content? Acesta este un framework în cel mai bun caz al lui, da? Deci best case scenario cam așa ar arăta. Bara de hygiene, da? Deci contentul de hygiene, cum am zis, nu se petrece neapărat zilnic, dar destul de frecvent încât să avem videoclipuri odată la 2-3 zile, deci se întinde pe tot anul. Da? Și contentul de tip hub vine în ajutorul celor care vor o anumită serie să continue sau vor să găsească ceva anume pe canalul nostru de YouTube. Și îl facem în perioade destul de lungi, da? Și poate la un moment dat facem o pauză între seria 1 și seria 2. Da? Și ar fi bine ca în acea pauză să nu ținem doar parte de hygiene, în acea pauză ar fi bine să includem the big stuff și anume hero content. Este contentul ăla care devine viral, contentul pe care e nevoie să-l facem o dată maxim de două ori pe an, pentru că el necesită resurse și rămâne cu un impact pozitiv pe termen lung. Da? Deci nu e nevoie decât de o concentrare pe, hai să zic, 2 săptămâni de promovare a lui, după care el merge de la sine, prin reacțiile lor, prin share-urile pe care le dă lumea pe internet și așa mai departe. Deci acesta ar fi cel mai bun caz în care ne putem planifica noi contentul. Încă un tip destul de bun în ceea ce privește organizarea contentului nostru este să scoatem efectiv calendarul din buzunare și să ne uităm la ce se întâmplă într-un an și anume care sunt zilele pe care ne putem promova noi. Da? Și un exemplu foarte bun îl avem pe Linus Tech Tips. Este un tip din America care face review-uri pe diferite gadget-uri. Hai să zicem că e un fel de buhnici. Și ce s-a gândit el să facă de Father's Day? S-a dus la tatălui și la mai mulți membri ai familiei, bărbați în vârstă, și le-a arătat cele mai noi gadget-uri. Da? A fost genul de content care a fost în același timp emoționant. A fost și tehnic, pentru că învățai și tu câte ceva despre nou, hai să zic, Samsung Gate și cum are el ecranul curbat pe părți. Și a fost așa o strategie pe care l-a ajutat foarte mult și a atras chiar și pe cei care nu interesa în mod neapărat ce descrieri face Linus, dar le-au plăcut îndeajuns încât să se aboneze la canalul lui, pentru că a făcut un gest simbolic și foarte drăguț pentru tatălui și pentru membrii familiei. Ăsta e doar un exemplu de Father's Day în calendar în care Linus a hotărât să se promoveze și să scoată content în zona aia. Însă nu trebuie neapărat să ne uităm la zile din calendar. Putem să ne uităm și la ultimele trenduri de pe internet. Da? Și când a apărut Hunger Games sau, nu știu, în lunile următoare apariției Hunger Games, un anumit ONG care se ocupa de oprirea foametei din Africa sau din alte regiuni vulnerabile,
S-au gândit să facă o colaborare cu cei de la Hunger Games și să promoveze astfel, să raise awareness în zona asta de foamete și de cum putem noi să ajutăm ca să oprim acest lucru. Din nou, am mers pe cele mai căutate lucruri în ultima perioadă, care sunt cele mai mari trenduri și ce ar putea să ne ajute pe noi să câștigăm exposure, cum zic americanii, dar, adică vizibilitate în cele din urmă. Practic, te duci ori pe zile importante, ori pe ultimele trenduri și, hai să zic, nu profiți de ele, când te folosești într-un mod cât mai bun posibil. Asta ar fi partea de planificare de content, deci am avut structura Hub, Hero Hub Hygiene și avem și zona asta de planificare pe anumite zile sau anumite trenduri. Asta e zona de planificare. Un alt tip ar fi să, hai să zicem în engleză, put the you in YouTube. Da? Este despre cum purtăm o conversație cu oamenii pe care ne urmăresc pe noi și de ce e important mai ales să-i transformăm din simpli utilizatori în creatori de content. Și poate cel mai important și mai recunoscut exemplu de genul ăsta este Ice Bucket Challenge, da? În care câteva videoclipuri la rând au generat o mișcare la nivel global, în care consumatorii și viewerii de YouTube au devenit efectiv creatori și au generat content și awareness în zona aia fără să le ceară nimeni. Bine, era bazat și pe provocare, dar în principiu oamenii nu au fost nevoiți și nu au fost nevoie să li se zică haideți să șeruim fiecare un lucru de genul ăsta. Și sfatul meu este să urmărim, să îi transformăm pe cei care se uită la noi în creatori. Și nu e nevoie neapărat de un challenge de genul ăsta, putem efectiv să organizăm discuții în thread-urile din, adică în comentariile din videoclipurile noastre de YouTube. Să le propunem o temă de discuție pentru următorul episod. Să efectiv să luăm pe cineva din publicul nostru, care poate ne urmărește zilnic, e abonat de nu știu cât timp și vrea și el să zică ceva, îl luăm, generăm o discuție, devine și el creator și poate că mai târziu își generează și el seria lui proprie, probabil la afiliată brandului nostru și cine știe ce poate ieși din zona asta. Deci, din nou, e foarte important să urmărim ce vor oamenii care ne urmăresc și cum putem să implicăm în mod activ și să nu-i lăsăm doar să vizualizeze. Dar și încă un mod în care putem să-i implicăm în mod activ este să nu fim văzuți doar ca un simplu brand sau doar ca o simplă organizație, ci să dăm puțin și behind the scenes. Dar ce se întâmplă în spatele organizației astea? Cine sunt oamenii care o conduc, care fac lucrurile să meargă? Ce povești au aceștia? Cum interacționăm cu ei? Și până la urmă este vorba despre noi. Noi care suntem la acest webinar, care știm că facem lucrurile într-un anumit fel și despre cum ne promovăm pe noi înșine pentru a crește canalul nostru în cele din urmă. Și aici am luat două mini-stadiuri. Cei de la New York Times au o echipă de 3 mașiniști la fabrica lor de printat, practic. Deci nu au ales să prezinte cine sunt redactorii sau cine sunt cei care conduc New York Times-ul de sus. Efectiv s-au dus la cei care își murdăresc mâinile cu cerneală în fiecare zi, la poveștile lor, la care e struggle-ul lor, de unde și din ce background-uri vin și cum lucrează ei de, hai să zic, 25-30 de ani ca mașiniști la New York Times. Da, e genul de poveste care generează discuții, care emoționează în cele din urmă. Chiar v-aș sugera să vă uitați la videoclipul ăsta, este extraordinar de interesant. Nu e făcut de New York Times, este făcut de Motherboard, care e o divizie de la canalul Vice, însă e în colaborare cu New York Times-ul. Și toată ideea este asta, de a prezenta cei care lucrează în spatele companiei și a brandului. În modul acesta, o versiune mai umană este până la urmă una mai credibilă. Dar decât să vorbești cu niște roboții, mai bine vorbești cu niște oameni care știi că sunt ca tine, dar care au ales să facă ceva. Da? De aici vine zona de credibilitate, vine zona de loialitate și putem efectiv să ne transformăm și în mini-branduri în cadrul canalului nostru. Și să trecem mai departe. Aici este un exemplu destul de funny. Cei de la Vikings sunt recunoscuți pentru faptul că
castul lor, adică oamenii care joacă în film, se filmează în mod constant pe telefoanele lor mobile și la fiecare final de sezon fac un behind the scenes cu cele mai amuzante momente. Și aici o vedem pe Lagertha, care este personaj principal în Vikings, cum își pune filtre de Snapchat pe față, fac tot felul de prank-uri între ei. Deci, din nou, pe lângă fața aia sângeroasă de vikingi și de oameni reci care putreieră mările, sunt cei care își pun cornițe de jder sau de nu știu ce pe față și se distrează între ei. Deci e foarte important să arătăm partea umană. Da? Partea umană și ceea ce ne face bine să fim oameni. Great. Și aici ajungem la a treia și ultima întrebare. Ce caracterizează contentul de tip hero? Și avem, în primul rând, frecvența ridicată la care se postează un videoclip, apariția unei celebrități în videoclip, impactul pe termen lung pe care îl are videoclipul sau numărul mediu de vizitatori pe care îl atrage. Să așteptăm puțin până votează toată lumea. Super. Văd că majoritatea din voi ați votat varianta a treia, și anume impactul pe termen lung pe care îl are videoclipul, și asta într-adevăr este varianta corectă. O să discutăm puțin și despre celelalte. La nivel de frecvență, din potrivă, videoclipurile de tip hero sunt cele care se postează la un interval destul de mare, pentru că sunt cele care au impact pe termen lung. Costă destul de mult să le produci, atât prin resurse umane, cât și monetare și așa mai departe. Și nu e nevoie să postezi unul atât de des. Aici este contentul de tip hygiene sau poate chiar hub. Apariția unei celebrități în videoclip. Într-adevăr, sunt multe cazuri în care în contentul de tip hero conține o celebritate. Și hai să ne uităm la exemplu cu cine a fost tipul ăla care a făcut un șpagat între două camioane. Nu mai știu exact. Ideea este că era o persoană celebră și a apărut el în videoclipul de tip hero și cei de la Volvo, dacă nu mă înșel, n-au fost nevoiți să mai facă nimic pentru următorul an, pentru că a devenit virală. Pe tot internetul vedeai glume cu acel comercial și așa mai departe. Și la nivel de număr de vizitatori, numărul pe care îl atrage de obicei un astfel de videoclip este destul de mare încât să fie clasat ca viral. Deci nu e neapărat un număr mediu, decât în cazul în care, nu știu, organizația noastră nu are atât de mult impact în extern și poate la început, într-adevăr, este un număr destul de mediu. Super! Mulțumesc pentru răspunsurile voastre. Să ne întoarcem la prezentare. Deci asta a fost ultima întrebare. Penultimul tip, și o să discutăm puțin de ce înseamnă live-urile și de ce trebuie să vadă lumea ce se întâmplă în momentul ăsta cu organizația noastră. Da? Deci oamenii sunt ființe curioase din natura lor și vor să știe și să ia parte în mod și în timp real la absolut tot ce se întâmplă în jurul lor. Și cum putem interacționa cu ei și cum putem profita de curiozitatea asta. Și aici avem un exemplu de la Google Partners. Google Partners sunt cei care certifică anumiți oameni, de exemplu, în produsele Google. Da? Sunt certificările de AdWords, de Analytics și așa mai departe. Însă sunt și cei care poartă destul de des discuții cu ingineri din cadrul Google, cheamă oameni care sunt experți în coding și invită pur și simplu oamenii la un live chat să discute ce vor ei. Deci nu ce vrea Google, ce vor oamenii care sunt în comentariile alea. Și puteți observa cum întreabă lumea tot felul de lucruri. Dacă e mai bine să construiesc un site pentru mobile pentru prima oară sau să creez unul pentru desktop prima oară. Dar și ei răspund în timp real la întrebările care le vin acolo, într-un oarecare fel cum o face și noi în următoarele minute. Și astfel se generează content pe o durată de, nu știu, aș zic, una, două, chiar trei ore, în care ei răspund la diferite lucruri, sunt practic experți în acele lucruri și este și un exemplu în care îi transformăm pe vizitatorii noștri în creatori de content, da? Prin întrebările pe care le pun și prin reacțiile lor la ceea ce se discută în timp real. În momentul de față,
platforma de YouTube oferă feature-ul de video live, însă toate singura interacțiune pe care o putem avea noi ca utilizatori este aceea de a comenta și de a lăsa o reacție, like, dislike, un emoji și așa mai departe. Nu putem însă să intervenim cu microfon și așa mai departe. Deci, cine știe, poate o să urmeze în viitor, dar gândiți-vă că intră 5.000 de oameni într-un live video și aici poate este un număr destul de mic având în vedere câți oameni sunt pe YouTube și încearcă fiecare să zică câte ceva. Nu e neapărat doable. Super! Și uite, așa am ajuns la ultimul tip. Mi-a plăcut, am zis, dau unul mai drăguț și am zis, unde-s doi, puterea crește. Dar, practic, foarte rece ar putea fi numit cross-promotion. Și cross-promotion mă refer în special la promovarea între mai multe canale de YouTube care găsesc un context comun în care să se promoveze. Da? Și cum o recomandare este mult mai relevantă dacă vine din partea cuiva pe care îl apreciem. Și aici o să ne uităm la două exemple, nu neapărat cele mai bune, dar sunt un exemplu bun pentru cum poate funcționa astfel de colaborare. L-avem pe Logan Paul, care e un vlogger destul de cunoscut în America, care a chemat un alt vlogger destul de cunoscut în America, pe care îl cheamă Crazy Russian Hacker, nu știu, nu urmăresc neapărat, dar mi s-a părut un exemplu foarte bun, și l-a chemat să facă o colaborare. Da? În cazul ăsta a fost un test cu azot lichid. Nu știu dacă ăsta e neapărat domeniul pe care vrem noi să intervenim, însă exemplul al doilea este mult mai relevant pentru noi. Este o colaborare între două canale pe care le urmăresc într-adevăr. Este Kurzgesagt, care face videoclipuri animate în care explică diferite teme științifice de obicei, da? Despre, hai să zicem, despre vârsta universului sau istoria bacteriilor și așa mai departe. Și au făcut o colaborare cu cei de la Wait But Why, care, din nou, fac videoclipuri tot în aceeași zonă. Și astfel, ce s-a întâmplat? Au adus un content comun, fie fac un videoclip comun, fie fac fiecare un videoclip separat și își trimit la final, și aici puteți observa cum a folosit cards Kurzgesagt, ca să trimită la canalul celui cu care a făcut colaborarea. În cele din urmă, important este că cele două audiențe se întâlnesc pe un teren comun și eu am alegerea, dacă eu l-am urmărit doar pe Kurzgesagt până acum, să fac, am alegerea să mă abonez sau să nu mă abonez la cel cu care a făcut el colaborarea. Și asta de obicei se întâmplă dacă, unul, a fost contentul foarte mișto între ei doi, și doi, îmi dau seama că, băi, în general ce postează Wait But Why e pe stilul meu, mi-ar plăcea să văd mai multe. Hai să nu-i zice că e un schimb de liste pe Yahoo Messenger, e mai degrabă, cum am zis acum, e un schimb de fani, ca să zic așa, și e pentru câștigul lor în cele din urmă, pentru că descoperă încă un canal la care să dea subscribe și căruia să-i placă. Și acesta a fost ultimul tip din partea noastră. V-am atașat și o temă aici, o să discutăm foarte puțin. Tema voastră este să încărcați un videoclip pe YouTube de tipul behind the scenes, in my NGO. Cum am zis și de cazul Vikings sau cazul celor de la New York Times cu mașiniștii, puteți să faceți un videoclip în care să arătați cine sunt oamenii care lucrează în NGO-ul vostru, cu ce vă ocupați mai exact, puteți să faceți un tur al biroului, un tur al unui proiect pe care probabil îl aveți deja uploadat pe YouTube, da? Deci nu e neapărat nevoie să filmați ceva nou, puteți să atașați și bucățele deja filmate care considerați voi că sunt behind the scenes și să le faceți într-un videoclip nou, însă ceea ce vreau să folosiți este, în primul rând, sunt sfaturile pentru titlul, descriere și thumbnail, pe care vi le-am prezentat cam în primele slide-uri, dar la partea de vizibilitate. Și la partea de acționabilitate mă interesează să folosiți branded watermark, cardurile și end screen-urile. Și după cum vă zic, câteva tipsuri sunt ca videoclipul trebuie să aibă maxim 4 minute, da? După cum au arătat ultimele statistici pe YouTube, durata ideală pentru un astfel de videoclip este de cam 1-2 minuțele. Poate fi filmat și cu telefonul în cazul în care vă decideți să filmați ceva nou, deci nu trebuie o set de camere sofisticate și toată aparatura aia necesară. Și cum v-am zis, poate fi filmat dintr-o bucată sau montat din mai multe părți, da? Inclusiv din alte videoclipuri deja existente pe canal.
Și aici puteți folosi două din, hai să zic, cele mai utilizate metode de editare video. Avem Movie Maker-ul pentru Windows, da, care e un program descărcabil, și editorul video care este integrat în platforma de YouTube. Și pentru asta v-am atașat link-uri către ambele. Hai să vă zic mai multe despre Video Editor, foarte pe scurt. Atunci când dăm upload, avem partea stângă la video, efectiv, și exact așa scrie, Video Editor. Și o platformă și o interfață super ușor de utilizat. Ai în partea de jos track-ul pentru muzică și în partea de sus track-ul pentru video. Și ceea ce e interesant la YouTube este că oferă muzică care este liberă de restricțiile alea de copyright. Da? Deci, de exemplu, dacă tu înregistrezi în videoclipul tău o piesă de Frank Sinatra, dar nu ai copyright pe acea piesă, YouTube o să ți-l dea jos în următoarele 2 ore, hai să zic, sau o să-ți dea mute la videoclip și și-a pierdut toată esența. În librăria asta de la Video Editor sunt mai multe piese și track-uri pe care le-a aprobat YouTube-ul și care sunt libere de copywriting, pe care le puteți folosi în câte moduri doriți voi și să le modulați în cum considerați voi mai interesant și mai fun. Da, deci hai să revenim asupra temei. Un videoclip pe YouTube de tipul Behind the Scenes in MyNGO și să folosiți titlul, descriere, thumbnail, brand and watermark cards și end screens. Și acesta am fost eu. Mulțumesc pentru atenția voastră și acum o să aștept să răspund la câteva dintre întrebările voastre. Da, într-adevăr, mulțumim, Denis, în primul rând pentru prezentare. Acum o să luăm câteva întrebări. Prima întrebare pentru tine este... Cum putem asocia un cont de Facebook pentru promovare pe YouTube? Model de tip card sau link de end screen? Ce ne sugerezi? Ok, pentru promovarea unui link de Facebook ar fi mai interesant să folosim end screens, cu toate că poate fi folosit și pentru card. Însă, ce mi se pare mie relevant este să introduceți linkul de Facebook inclusiv în descrierea videoclipului și astfel îl aveți în mai multe părți, astfel încât el nu poate fi. Unmuted. Denis, cred că din greșeală ți-ai apăsat microfonul să fii pe mute, dacă poți să revii. Cred că am revenit acum, da. Da, acum da. Da? Da, am apucat să răspund la întrebare sau am dat mute pe la jumătate? Cred că poți să repeți ultima parte a răspunsului. Da. Ideea era să utilizăm atât end screens cât și cards, dar și un link introdus în descriere. Însă, după părerea mea, cel mai interesant este să-l folosim în end screens, când omul ăla își dă seama dacă vrea să vadă și ce e pe pagina de Facebook după ce a văzut contentul tău. Mulțumesc. O altă întrebare. Conturile de YouTube verificate sporesc vizibilitatea ONG-ului? Contentul de YouTube verificat nu sporește neapărat vizibilitatea, dar îți oferă niște features în plus. De exemplu, poți uploada ceva care are peste 25 de minute, poți să faci live-uri și cumva, da, îți sporește vizibilitatea și din prisma asta, că poți să faci un live. Și pentru că l-am pus la tipuri acolo, este un instrument de creștere a vizibilității. Deci e nevoie să-ți verifici contul de YouTube pentru a face așa ceva. Nu știu dacă am apucat să menționez chestia asta. Mulțumesc. Cum putem valida o adresă de site ca ea să poată fi integrată în linkurile de promovare din finalul videoului? Ok, la partea de associated website, din câte știu eu, verificarea se face atunci când alegi cardul ăla și nu știu, sincer să fiu, nu știu dacă este un proces foarte elaborat în zona aia. Am lăsat un link pe slide-ul respectiv cu cards despre cum se face efectiv validarea linkului pentru carduri, dar din câte știu eu, nu este un proces elaborat. Ar trebui să fie destul de ușor. Mulțumesc. Dacă sunt mai multe proiecte în ONG-ul meu, să fac conturi de YouTube diferite sau sub umbrela ONG-ului, un singur canal? Aici depinde foarte mult de scara la care sunt proiectele de genul acesta. Dacă sunt proiecte la scară mică,
care pot fi introduse, de exemplu, într-un playlist. Da? Să zicem că ne organizăm playlisturile pe proiectele noastre, da, și avem playlistul de, nu știu, proiect pe dezvoltare sustenabilă. Am dat și eu un exemplu. Asta în cazul în care este destul de mic. Însă, dacă avem proiecte care sunt large scale, cu invitați, speakeri și care pot genera content extraordinar de mult, este o idee bună să facem canale separate și să le promovăm pe canalul nostru, cum am spus, prin cards, pentru că e posibil să trimitem către un alt canal, prin endscreens sau în descrierea videoclipului nostru. Depinde foarte mult de scara la care se află proiectul nostru. Acum nu știu exact unde este limita între îl țin în playlist și îl trimit către canal separat, dar ca idee principală ne uităm la cât content este capabil să genereze acel proiect. Mulțumesc. Poți să ne dai mai multe idei legate de teme pe care le pot aborda ONG-urile? Ne-ai dat exemple de behind the scenes, însă ce altceva am putea face? Tu ai dat niște exemple destul de comerciale. Pentru un ONG pare destul de greu de a găsi subiecte comerciale, precum ai Ok, menționat. într-adevăr, interesul pentru subiectele comerciale este mai mare și este mai ușor de găsit ceva în zona aia, însă hai să zicem că majoritatea ONG-urilor desfășoară proiecte, da? Putem lua cronologic un proiect și să facem partea de, hei, uitați cum am construit noi proiectul ăsta, unde am început, care au fost întâlnirile care au condus la desfășurarea acestui proiect. Cum am stat noi și am rezervat săli, cu cine am discutat, cu cine am făcut toate lucrurile astea care țin de organizare sau cum s-a gândit efectiv tema asta. După care să facem content din nou cronologic pe desfășurarea proiectului efectiv, da? Și facem live-uri din timpul proiectului. Facem interviuri cu oamenii care au venit acolo, cu comunitatea pe care am ajutat-o sau cu, din nou, cu oamenii pe care i-am susținut în cadrul proiectului nostru, asta în timp ce se desfășoară și putem folosi și live-ul aici. Și după, ca follow-up, after the project is finished, facem zona de testimoniale, ce experiență am dobândit eu din toată organizarea acestui proiect sau din partea celor care au fost ajutați. În ce mod m-a ajutat pe mine proiectul ăsta? Cum i-am văzut pe oamenii ăia ca fiind niște modele și mai exact cu ce m-au ajutat ei? Aici a fost un exemplu strict pe cronologia unui proiect. Exemple de genul ăsta mai sunt și se pot găsi și pe internet. În principiu, un proiect trebuie păstrat serios în măsura în care îl considerăm noi serios. De exemplu, nu putem face prank-uri cu cornițe de Snapchat dacă nu se potrivește foarte mult pe brandul general al proiectului și pe subiectul pe care îl abordează. Însă putem face zona de behind the scenes sau, după cum am zis, putem face un tur al locurilor prin care am avut noi impact sau, din nou, tot felul de mici artificii care ne ajută pe noi să ne promovăm mai departe, să ne facă să părem mai umani. Mulțumesc, vă mai lua o singură întrebare. Cum adăugăm un watermark? Un watermark, dar cred că nu am omis partea de branded watermark, sper să nu. Ideea este că branded watermark-ul este ceea ce apare în dreapta jos a videoclipului. Este un watermark transparent, dar și acesta poate fi adăugat din video editor, din nou. În momentul în care adăugăm acolo la partea de branding, este o secțiune și avem și partea de branded watermark. Da? Și în momentul în care trecem cu mouse-ul peste branded watermark, acesta se extinde și ne oferă nouă sau cel puțin celor care nu au dat încă subscribe, deci nu s-au abonat încă la canalul nostru, ne dă instantaneu opțiunea de subscribe. Și watermark-ul ăla de branding rămâne pe tot parcursul videoclipului în dreapta jos acolo. Însă nu perturbează niciun fel conținutul. Am impresia că am atașat link-ul, dar efectiv am uitat eu să vorbesc despre branded watermark. Îmi cer scuze pentru aia. Mulțumim mult, Denis. Acum o să ne oprim cu întrebările. Ce întrebări au rămas nerăspunse, le vom adresa lui Denis și revenim cu răspunsurile. Și Ok. orice întrebări mai aveți, puteți să le adresați nouă, iar noi le dăm mai departe lui Denis. Mulțumim Super. mult, Denis, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi. Mulțumesc pentru ceea ce faceți.
Iar vouă, tuturor participanților, vă mulțumim pentru prezență și atenție. Vom reveni zilele următoare cu un mail de follow-up, cu prezentarea și cu tema, provocarea webinarului. Acum voi închide repede webinarul pentru a porni un formular de feedback. Acesta o să vă apară pe ecran în câteva secunde de la închiderea webinarului. Mulțumim încă o dată, la revedere! La revedere, seară bună!